freaking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on with that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what it may be. Depărtează de la ea înșelăciunea cea veche și umple de credința în tine, de nădejde și de dragoste, ca să cunoască că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă-i, Doamne, să umble păzind toate poruncile Tale și cele plăcute Ție să se vășească. Că dacă va face omul acesta, Lui va fi prin el. Schi-o, Doamne, cartea vieții și unește cu turma moștenirii Tale, ca să se traslăvească de către ea numele cel Sfânt al Tău și al iubitului Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău celui de viață făcătoare. Să fie ochii Tăi căutând totdeauna cu milă spre ea și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii ei. Veselește-o, Doamne, în lucrarea mâinilor ei și tot neamul ei, ca să se măturisească Ție închinându-se și slăvind numele Tău cel mare și preanalt. Și să Te laude pururea în toate zilele vieții sale, că pe Tine Te laude toate puterile cerești, și a Ta este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ceartă-te pe Tine, diavole, Domnul cel ce a venit în lume și s-a sălășluit între oameni, ca să surpe pe tirania Ta și pe oameni să izbăvească. Cel ce pe lemn puterile cele potrivnice a biluit soarele întunecându-se și pământul clătinându-se, mormintele deschizându-se și trupurile sfinților sculându-se, care a zdrobit cu moartea pe moarte și a surpat pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe tine, diavole. Jură-te cu numele lui Dumnezeu care a arătat pomul vieții și a rânduit hieruvim și sabie de foc ce se întorcea de-l străjuia. Cu tremură te și te depărtează că și te jur cu numele aceluia care a umblat ca pe uscat pe valurile mării și a certat viporul vânturilor, a cărui căutătură se ia ca dâncurile și groaza lui topește munții, că acela și acum îți poruncește prin noi, teme-te, ești, te depărtează de la zidirea aceasta și să nu te întorni, nici să o întâmpini pe ea, nici să lucrezi împotriva ei, nici să lucrezi, nici să o întâmpini nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază, ci te tuni iadul tău până în ziua cea mare, gătită judecății. Teme-te de Dumnezeu cel ce șade pe cherubim și caută spre adâncul, de care se cutremură îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, cherubimii cei cu oi mulți și serafimii cei de șase aripi, de care se cutremură cerul, pământul, marea și toate câte sunt în ea. Ești, te depărtează de la cea însemnată nouă leasă stașa lui Hristos Dumnezeul nostru, că și te jur cu numele acelea care umblă pe aripile vânturilor și face pe îngerii săi duhuri și pe slugile sale pare de foc. Ești, te depărtează de la zidirea aceasta cu toată puterea ta și cu toți slujitorii tăi, că s-a prea slăbit numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeul cel Sfânt, cel înfricoșător și slăvit, Cel ce este în toate lucrurile și în căruia sa ne ajung și ne părinte.
Ceea ce mai înainte ți-a rânduit ție, diavole, pedeapsă muncii de veci prin noi, de vrednici robii lui, sporuncește ție și la toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare, să te depărtezi de la noul însemnat cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Jurul te deală în tuturor ficlene și necurate și spurcate și urâte și duhurile străine, cu puterea lui Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ. Cel ce a zis Duhului celui mort și surd, ieși din om și de acum să nu mai intri în el. Du-te, cunoaște-ți puterea ta cea deșartă, care nici peste porci n-a avut stăpânire. Adu-ți aminte de cel care ți-a poruncit ție după cererea ta să intri în turma lor. Teme-te de Dumnezeu, cu a cărui poruncă pământul va apă să întărit, de cel ce a zidit cerul și a pus înălțimilor fătar și văilor măsură, de cel ce a pus nisipul fătar mării și lacul mare care arătare, de cel ce se atinge de munci și fumecă, de cel ce se îmbracă cu lumină ca și cu o haină, de cel ce a întins cerul ca un corp, de cel ce a acoperit cu ape înălțimile lui, de cel ce a așezat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina viacul viacului, de cel ce cheamă apa mării și o vasă peste fața întregului pământ, ieși și te depărtează de la cea care se pregătește către Sfânta Luminare. Jură-te cu pătimirea cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și cu cinstitului trup și sânge și cu venirea Lui cea înfricoșătoare, că va veni și nu va zăbovi să judece tot pământul și pe tine și pe toată puterea cea împreună lucrătoare cu tine să te muncească în ghiena focului, dându-te în întunericul cel mai din afară, unde viermele nu doarme și focul nu se stinge. Că puterea este a Lui Hristos Dumnezeul nostru împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Savaot, Dumnezeului Israel, cel ce tămăduiești toată boala și toată neputința, caută spre roaba ta, Alus Maria. Cearcă, cercetează și depărtează de la dânsa toată lucrarea diavolului, ceartă duhurile cele necurate și le depărtează și curățește lucrul mâinilor tale și lucrând cu gramnica ta lucrare, zdrobește de grabă satana sub picioarele ei. Și dă biruința asupra ei și asupra duhurilor celor necurate, ca dobândind mila ta să se învrednicească de tainele tale cele nemuritoare și cerești, și ție slavă să înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, Cel care L-ai făcut pe om după chipul și după asemănarea ta și ai dat Lui putința de a dobândi viața de veci. După aceea, căzând prin păcat, nu L-ai trecut cu vederea, ci ai rânduit mântuirea lumii prin întruparea Hristosului tău însuți. Primește în împărăția ta ce cerească și făpura aceasta pe care ai izbăvit-o din robia vrăjmașului. Deschide-i ochii gândului ca să strălucească în ea lumina Evangheliei tale. Însoțește viața ei cu îngeri de lumină ca să o izbăvească pe ea de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea ciului viclean, de demonul cel de amiază, și de nălucirile celor rele. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul duh care se ascunde și se încuibează în inima ei. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul duh care se ascunde și se încuibează în inima ei. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul duh care se ascunde și se încuibează în inima ei. Duhul înșelăciunii, Duhul vicleșugului, Duhul slujirii idolei și a toată lăcomia, Duhul minciunii și a toată necurăția care lucrează după învățătura diavolului. Și-o fă pe ea membră a comunității sfinte a Hristosului tău, mădular cinstit al bisericii, fiică și moștenitoară celeștii tale împărății, ca după poruncile tale viețuind și păzind pe cetea nestricată și ferind veșmântul neîntinat să dobândească fericirea sfinților în împărăția ta, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Mă lepezi de Satana. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Mă lepezi de Satana. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Mă lepezi de Satana. Te-ai lepădat de Satana. M-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. M-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. M-am lepădat de Satana. Suflă și îl scui pe Satana. Supra, supra. Unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și crezi Lui. Cred Lui ca unui împărat și Dumnezeu. Spune-mă împreună. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și crezi Lui? Cred Lui ca unui împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și crezi Lui? Cred Lui ca unui împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și te închin Lui? Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treime celei de-o ființă și nedespărțit. Binecuvântat este Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, acum și pururea și în vecii vecilor. Binarea ta cea sfântă și o împrednicește pe dânsa de acest dar mare a Sfântului Botez. Îi dezbrăște. Pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Domnului, pentru pacea toată lumea, pentru buna starea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un preasfințitul arhiepiscopul nostru, Irineu, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru mine credincios în poporul mânt de pretutindenia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se trimită ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate apa aceasta izbunitoare de toată pântuiala vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, Domnului să ne rugăm. Ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh,
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru copila care vine acum la Sfânta Luminare și pentru mântuirea ei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca vrednică să se facă de împărăția cele stricăcioasă, copila ce se botează în apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate ea fiica luminii și moștenitoarea veșnicilor celor bunătăți, pentru ca să se facă ea împreună sădită și părtașă morții și învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-și păzească ea haina botezului și locurirea Duhului neîntinată și fără de prihană, în ziua cea neînserată a lui Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă ei apa aceasta, paia nașterii din nou, spre iertarea păcatelor și spre îndrăgăminte de nesticăciune, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! De tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și cururea, Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră, prin bucurarea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni, Împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni, Împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și dă-i harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului. Fă-o pe ea izvor de nesticăciune, dar de sfințenie, de smegare de păcat, vindecare de boli, diavolilor pieire, de puterile cele potrivnice neatinsă, plină de putere celească. Să fugă de la ea pismașii zidirii tale, că am chemat, Doamne, numele Tău cel minunat, slăvit și înfricoșător pentru cei potrivnici. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se depărteze de la noi toate nălucirile din văzut și nearătate și să nu se ascundă în apa aceasta Duhul cel Întunecat. Ne rugăm Ție, Doamne, nici să se pogoare la ceea ce se botează Duh Viclean, care aduce întunecare gândurilor și tulburare cugetului. Și Tu, Stăpâna toate, arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curățire trupului și sufletului, desecarea legăturilor, iertarea păcatelor, luminare sufletului, baie de a doua naștere, înnoirea Duhului, har de înfiere, îmbrăcăminte de nesticăciune, pe omul cel vechi, stricat de poftele înșelăciunii, și să se îmbrace în cel nou, care este noit după chipul Zidiorului Său. Ca fiind împreună să rinde cu asemănarea morții tale prin botez, să se facă părtașă în învierii tale, și păzind darul Sfântului Tău Duh și sporind așezământul harului, să ia plata chemării cele de sus, și să se numere cu cei întâi născuți în sfârșit în cer, întru tine, Dumnezeul și Domnul nostru Iisus Hristos. Să ție se cuvine toată slava, puterea, cinstea și închinăciunea
împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul, bunul și de viață, făcătorul tău, Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Este Dumnezeu cel ce luminează și sfințește pe tot omul care vine în lume. Se unge roaba lui Dumnezeu, Adis Maria, cu îndelemnul bucuriei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre ascultarea credinței, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, ca să umple încărările tale, sau nu știi românești. Se botează roaba lui Dumnezeu, Agis Maria, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, amin. Se îmbracă prunca Agis Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule a toțiitorului, zborul bunătăților, soarele dreptății, care celor ce erau într-un întuneric le-ai strălucit lumina mântuirii prin arătarea unui a născut Fiului Tău și Dumnezeului nostru. Și ne-ai dăruit nouă nevrednicilor fericita curățire prin Sfântul Botez și dumnezeiasca sfințire prin ungerea cea făcătoare de viață, care și acum ai binevoită naște din nou pe roaba ta aceasta nou luminată prin apă și prin Duh, și ai dăruit iertarea păcatelor celor de voie și celor fără de voie, însu stăpâne preandurate, împărate al tuturor. Dăruiește ei și pecetea darului Sfântului și întru tot puternicului și închinatului tău Duh și cu minecarea cu Sfântul Trup și cu scumpul sânge al Hristosului tău. Păzește-o pe dânsa întru sfințenia ta, întărește-o în credința ortodoxă, izbăvește-o de cel rău și de toate unertirile lui și păzește sufletul ei în frica ta cea mântuitoare, în curățire și în dreptate, ca în tot lucrul și cuvântul bineplăcânție, să se facă fică și moștenitoare cereștii tale, împărății, că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pecetea darului Duhului Sfânt. 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 Amin. Sfântul Hristos, ca și îndrăgat. Și Duhului Tău, Domnule, Stăminarea și Mântuitorul meu, deși nu voi teme, Domnule, Stăpărătorul vieții mele, deși nu mă voi intri necoșam. Din Epistola către Romani, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților,
cât în Iisus Hristos ne-am botezat, într-o moartea Lui ne-am botezat. Deci ne-am îngropat în moarte prin botez, ca precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa și noi să umblăm într-înnoirea vieții. Căci dacă am murit împreună cu El, prin asemănarea morții Lui, atunci va fi părtaș și ai vieții Lui. Aceasta știm că omul nostru cel vechi a fost primit împreună cu El, ca să se îndinicească trupul păcatului, pentru ca să nu mai fi rog păcatului. Aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire. Cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le-a poruncit lor Iisus. Și văzându-L s-au închinat Lui ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se Iisus le-a vorbit zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Amin. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Cel ce ai dăruit roabei tale izbăvire de păcate prin Sfântul Botez și ai dat ei înnoirea vieții, însuți, Stăpâne, Doamne! Binevoiește să strălucească pururea lumina feței tale în inima ei. Apără pavăza credinței ei nebântuită de vrăjmași, păzește întrânsa nespurcată și neîmpinată haina nestricăciunii cu care s-a îmbrăcat. Păstrând întrânsa cu harul tău nestricată pe citea cea duhovnicească și fi milostiv acesteia și nouă după mulțimea îndurărilor tale, că s-a binecuvântat și s-a prea slăbit, prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care prin spălarea botezului dai strălucire cerească celor botezați, Cel ce a doua oară ai născut, pe roaba ta aceasta nouă luminată prin apă și prin Duh, și ai dăruit iertarea păcatelor celor de voie și fără de voie, pune peste ea mâna ta cea puternică și o păzește cu puterea bunătății tale. Ferește iar buna nefurată și o învrednicește ca bine plăcânție, să dobândească viața de veci, că Tu ești sfințirea noastră și ție mărit de înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și capetele noastre Domnului să le plecăm. Ceea ce s-a îmbrăcat într-o tine, Hristoase, Dumnezeul nostru, ție dinpreună cu noi și-a plecat capul său, păzește-o să rămână ostașă nebiluită împotriva celor ce poartă în zadar dușmănia asupra ei și asupra noastră și cu cununa cea nepieritoare arată-ne pe toți biruitori până la sfârșit. Că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi și ție slavă înălță împreună și Părintelui tău celui fără de început, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
îndreptatul Te-ai luminat, Te-ai sfințit, Te-ai spălat, Te-ai numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Botezat, Te-ai luminat, Te-ai miluit, Te-ai sfințit, Te-ai spălat, Te-ai numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și cu urea și în vecii vecilor. Amin. Nu puteți să întrebați după ce terminăm. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ai cinstit pe om întocmindu-l din suflet cugetător și dintr-un bine alcătuit, ca trupul să slujească sufletului. Și punând capul peste celelalte măflare, ai așezat în el mai multe simțiri care nu se împiedică una pe alta, și ai acoperit capul cu peri ca să nu se vadă de schimbările vremii și toate mădularele lui spre trebuință le-ai sădit ca pentru toate să-ți mulțumească ție prea mulumește. Însuși stăpâne cel ce prin vasul tău cel ales apostolul Pavel, ne-ai poruncit nouă ca toate să le facem spre slava ta, pe roaba ta, Aris Maria, care începe ascundătorul capului său, binecuvintează împreună cu părinții și cu nașii ei. Și nebelor să gândească toate într-o legea ta și să facă cele bine plăcute ție, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și puria și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prin săvârșirea taine Sfântului Botez, cu bunătatea Ta ai sfințit pe cei ce cred în Tine, binecuvintează acest copil și povară peste capul lui binecuvântarea Ta. Și precum ai binecuvântat prin prorocul Samuel pe împăratul David, binecuvintează capul roabei Tale, Alis Maria. Prin mâna mea a păcătosului preot, însoțindu-o pe ea cu Duhul Tău cel Sfânt, și a sporit cu creșterea și cu căruntețile bătrâneților, să-ți înalțe slavă și să vadă bunătățile Ierusalimului toate zilele vieții sale. Că ție se cuvine toată mărirea, sfințirea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Se tunde roapa lui Dumnezeu, Alis Maria, numele Tatălui, Amin, și al Fiului, Amin, și al Sfântului Duh, Amin. Așa, așa, țineți căpușul. Amin. Acum și pururia și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. În numele Domnului, preacem ce Părinte binecuvintează. Cel ce ne-a dat de la Ioana binevoit a se boteza pentru a noastră mântuire, Hristos adevărat cu Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile sfinte cuvioase Maicii noastre Parascheva, protitoarea parohiei a bisericii și a vieților noastre, și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cerește roaba lui Dumnezeu, Alis Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum slobozește pe rogul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înainte de tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Se bisericește roaba lui Dumnezeu, Alis Maria, pe rogul tău.
Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văsură ochii mei mântuirea Ta, sfințească-se numele Tău. Fie părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă în greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Și de această dată se dovedește faptul că acasă e doar într-un singur loc. Cineva spunea odată că acasă e acolo unde e mama. Dar acasă e și acolo unde e biserica ta. Acasă este acolo unde se vorbește limba ta și așa mai departe. Vă zicem bine ați venit acasă și ne bucurăm să trăim împreună acest eveniment deosebit de important din viața familiei voastre. Întreștinarea fetiței Alice Maria, care ne dovedește și de această dată că nimic nu e ceea ce pare, foarte cumințică, dar are și orice trandafir are și un mix. Trece prin trei nașteri de-a lungul vieții. Prima naștere este din cântecele mamei, o naștere fizică, trupească. A doua naștere este din apă și din duh, în taina Sfântului Botez. Iar a treia naștere este prin moarte în Împărăția lui Dumnezeu. Fiecare moment este unic și fiecare moment are o rezonanță specială în destinul nostru veșnic. A doua naștere am trăit-o astăzi împreună, din apă și din Duhul Sfânt, când începe călătoria ei către Împărăția lui Dumnezeu. O călătorie pe care vă rugăm să o asistați și să o luminați, cum astăzi ați făcut legământ să fiți o lumină în viața ei, ajutând-o din frumusețea voastră sufletească, din credința, din valorile voastre, să vadă adevărul și lumina și călăuzită în felul acesta să călătorească în siguranță și știind unde merge. Dumnezeu să o binecuvinteze, Dumnezeu să vă îmbucure și pe voi și să prilejuiască în această familie și alte momente frumoase. Știu că azi mâine Raul și Camelia se pregătesc să aducă în lume și în familie bucurie. Am rugat-o pe Camelia să fie foarte atentă pentru că este repetiția generală și pentru ei. Și sper să ne revedem împreună în fața lui Dumnezeu cu la fel de multă bucurie.
Dumnezeu să primească petrecere frumoasă în continuare, vă dorim. Filmare. Facem filmare. Visul
din joacă lumea, cu toți ești în casă să vă bucurați. Cântă muzica și joacă lumea, cu toți ești în casă să vă bucurați. La bani, la muzică, lumea joacă de se strică. Cântă muzica și joacă lumea, cu toți ești în casă să bucurați. Cântă muzica și joacă lumea, cu toți ești în casă să bucurați. Să nu știu cine e aici, că nu se recunoaște.